dureri abdominale, insuficiențe respiratorii, accidente vasculare cerebrale și foarte mulți cetățeni cărora li s-a făcut rău după ce au băut prea mult alcool. Acestea sunt cele mai frecvente cazuri înregistrate în ultimele două zile la dispeceratul Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu. Spre uimirea medicilor, giurgiuvenii nu au chemat nici măcar o dată salvarea din cauza unor probleme cauzate de caniculă. Au fost și trei cazuri de lipotimii, dar nu din cauza caniculei, deși s-au înregistrat temperaturi de peste 35 de grade în ultimele zile. Se pare că giurgiuvenii au înțeles sfatul medicilor. Cum vă feriți de caniculă? Cu umbrela. Pălărie. Și apă rece, rece. În casă la orele amiezii. Dă mai mult la umbră. Purtând de pălării, ochelari eventual. După cum vedeți, am pălării, ochelari de soare, nu că nu pot să port din cauza ochelarilor de vedere. Țineți cont de sfaturile medicilor în această perioadă? Da, consider că sunt foarte necesare și ar trebui toată lumea să țină cont, că mai sunt și oameni care fac imprudențe. Nici medicii de la unitatea de primiri urgenți din cadrul Spitalului Județean Giurgiu nu au fost nevoiți să trateze vreun pacient căruia să-i se fi făcut rău din cauza temperaturilor foarte ridicate din ultimele zile. Având în vedere că probabil o să fie cod galben de caniculă, îi sfătuim să stea, în special persoanele în vârstă, mai mult în casă, să consume lichide, 2-3 litri pe zi dacă se poate, să consume alimente ușoare. În perioada următoare ne așteptăm să avem mai multe solicitări din cauza caniculei și probabil că o să dublăm și o să suplimentăm numărul de echipaje pe tură. Un caz mai deosebit însă a fost înregistrat ieri noapte, când un bărbat în vârstă de 77 de ani a chemat ambulanța imediat după ce a simțit că nu mai poate respira. În zadar au încercat medicii să-i salveze viața. Giurgiuveanul a murit la ora 6 dimineața din cauza unor afecțiuni grave ale inimii.